Ziua Independenței Republicii Moldova a fost sărbătorită cu mult fast și voie bună în piața Marii Adunări Naționale. Ne-au creat o bună dispoziție interpreții noștri autohtoni. Cum a avut loc această mare sărbătoare și cine a evoluat pe scenă, aflăm în materialul ce urmează. Data de 27 august, cu toți sărbătorim Ziua Independenței Republicii Moldova. Și cu această ocazie, în piața Marii Adunări Naționale, s-a organizat un concert inedit, la care au participat interpreții noștri autohtoni. Ce artiști și cum s-au simțit în această zi de sărbătoare, vom afla în materialul ce urmează. Păi da, e sărbătoare și de aia ne simțim bine, foarte bine. Atât că avem un pic emoții, pentru că urmează abia să urcăm în scenă. Pentru mine e și tristă, pentru că la 24 de ani de independență, nu e chiar ceea ce visam noi atunci când eram tineri, dar să sperăm că va fi bine. Mă simt bine, așa în plină forță, fiindcă pentru noi interpreții este o zi când noi muncim, dar totodată primim și plăcere din munca pe care o facem. Cred că toți ne simțim bine. Foarte bine, mă bucură faptul că nu este atât de cald cum era două săptămâni în urmă și am avut toți o parte de o zi frumoasă. Ca la o sărbătoare. Doar că de la un timp încoace e cam cu gust amar, amărui, puțin amărui această sărbătoare. Aș vrea într-adevăr să fie o zi când fiecare din noi vom sărbători cu toți împreună, cu familiile unite, cu toată țara împreună. Noi moldovenii știm să muncim, dar știm și să sărbătorim. Uite că astăzi este, într-adevăr, se simte acea atmosferă de sărbătoare. Eu totuși aș vrea să ne întâlnim peste un an, peste doi, peste trei, când toți și publicul și artiștii vor spune da, într-adevăr, suntem independenți, da, într-adevăr, e sărbătoare. Foarte plăcut că m-am întors din nou acasă după o perioadă. Știți că mi-a fost greu, presupun, și cred că și pentru toată țara a fost greu după plecarea mamei. Acum însă ne bucurăm de această sărbătoare frumoasă și mă simt extraordinar. A fost foarte curios dacă interpreții noștri știu câți ani s-au plinit de la independența Republicii Moldova și de asta le-am adresat o întrebare capcană. 24. Iese 24 de ani. 24. Sigur că nu se întâmplă minunele peste noapte, dar totuși 24 de ani au trecut. Era cazul să ne bucurăm de mult mai multe realizări. Toți am sărbătorit această sărbătoare cu mult fas și voie bună. Însă ce însemnătate are Ziua Independenței pentru artiștii noștri și cum au sărbătorit ei, aflăm chiar acum. Muncim! Așa cum e menirea unui artist, în special de sărbători, să fie la datorie. Pentru mine este o sărbătoare adevărată, națională. Și copiii mei se bucură de această sărbătoare. Am ieșit un pic în oraș. Am pus tricolorul în mașină și cu speranță și cu mult optimism că totuși lucrurile se vor schimba spre bine și ne vom putea mândri cu adevărat de țara noastră și să ne putem mândri să spunem că suntem din Moldova. Pentru mine asta este o sărbătoare pe care o petrec în scenă cu publicul meu și asta e o sărbătoare importantă și deosebită pentru mine. De fiecare dată, aproape de toate sărbătorile, o sărbătoresc prin, nu pot să zic neapărat că e muncă asta, prin faptul că mă manifest ca artist, că duc un mesaj, indiferent unde sunt, prin cântecele mele și asta e tot ceea ce fac de Ziua Independenței. Noi, artiști autohtoni, suntem chemați regulamentar aici la Piața Marea Adunării Naționale ca să cântăm. Este o sărbătoare oficială, dar mie îmi plac sărbătorile de familie, sărbătorile care pot să le, să stai alături cu prietenii, cu cei dragi. Interpreții au piese frumoase cu care vin mereu pentru a ne bucura și a ne crea o bună dispoziție. Însă cu ce melodii ne bucură auzul interpreții de astă dată, ne vor spune chiar ei. Cu două piese, sigur că va fi o piesă cu tentă patriotică în Moldova mea frumoasă, e o piesă mai veche din
repertoriul formației Noroc și a lui Ion Surucianu, dar pe care eu am preluat-o, i-am dat o nouă haină, o nouă viață și uite de câteva ani de zile o cânt, nu doar la sărbători naționale, fiindcă este foarte actuală și place lumii, o cânt împreună cu mine. Și o a doua piesă e o piesă de ultimul timp, deci pe care am lansat-o acum la sfârșit de primăvară. Mă bucur că a ajuns să sune pe la posturi de radio, se numește Aroma de Cafea. Sper și ea să fie îndrăgită de public. Două piese cunoscute, adică nu vin deocamdată cu nimic nou, chiar dacă am scos câteva piese noi, dar sunt balade și am zis, totuși vin în piață cu o baladă și cu ceva mai ritmic, Îngerul meu și Les Jazz. O să cânt două piese care sunt scrise pe versurile lui Grigore Vieru și Dumitru Matkovski. Chișinău, Verona. Și bine aia și organizatorii au rugat să cânt totuși piesa Lăutar, care a fost la Eurovision. Atât. Sper să cânt cu toată lumea. Vin de la Orhei acum. Am cântat cu pe stadion, concert de excepție, și am cântat cu toți orheienii. Leagănul meu, inima mea, sufletul meu e Moldova. Pe care interpreta a avut câte un mesaj de felicitare către patrie și a venit cu un îndemn de a fi mai bun pentru ascultători. Care a fost mesajul, aflăm în clipa ce urmează. Vreau doar să le doresc sănătate, pentru că e banal, poate ce spun, e foarte important și să fie uniți, indiferent de cât de departe n-ar fi, să fim uniți prin gând, pentru că se spune că puterea gândului face minuni. Și să sperăm că Dumnezeu ne va ajuta în toate. Cei 24 de ani ai noștri să se mai adauge mulți ani frumoși, să ne construim o țară mult mai dezvoltată, să fim mai puternici, mai uniți, să nu ne lăsăm așa ușor călcați în picioare și să fim la fel de visători, visători cum am fost la început, atunci când am dorit această independență și anume împreună să ajungem la... Să ne bucurăm de o țară mult, mult mai unită și mult mai puternică. Eu vă rog frumos să fiți buni. Asta este important. Bun cu toată lumea care este în prejurul vostru. Și nu să nu uitați să spuneți eu te iubesc, eu te iubesc, eu vă iubesc. Să faceți gesturi frumoase fiecare zi. Pentru că avem nevoie de asta. Sigur. Să fim mai uniți. Să fim mai patrioți, da? Și să nu fim indiferenți de ceea ce se petrece în țară. Deci să facem chiar noi schimbarea. Și atunci totul va fi ok. Oricum vreau să felicit toți patrioții, vreau să le urez să vă fie sănătoase familiile, să vă fie bucuroși copilașii, să țineți la tot ce avem mai sfânt și mai scump pe lume, să țineți la țară, la mulți ani. Pe lângă interpreții noștri, am adresat și oamenilor de rând cum se simt astăzi în așa zi importantă pentru Republica Moldova. În această zi, de 27 august, mă simt foarte bine. În fiecare an frecventez această zi. Foarte mult îmi place, se desfășoară concerte foarte interesante. Astăzi a fost desfășurat portul, demonstrat o paradă de port popular moldovenesc. Ne simțim foarte bine, nu avem emoții, suntem fericiți că sărbătorim această zi importantă, suntem independenți, păstrăm tot ce este sfânt. Pășire, fiindcă într-adevăr, asta e nașterea noastră națională. Ce sărbătorim astăzi și câți ani se împlinesc de la independența Republicii Moldova, aflăm de la câteva persoane. Astăzi se împlinesc 24 de ani de la declarația, a fost declarată Republica Moldova țara independentă. 24-25, dacă nu greșesc. Părerea mea, 24 de ani, ia că eu așa... 24 în spate. Câteva persoane au venit cu un mesaj și urări de bine pentru țară și pentru populație. Doresc la toată lumea să fie, ca să păstreze acest titlu a Republicii Moldova de independență și doresc ca toată lumea să fie sănătoasă, să respecte acest titlu și mă mândresc pentru țara noastră că există în această țară Moldova. Să avem o diviză pentru patrie, să respectăm patria, să ne respectăm neamul și tradițiile, costumul moldovenesc. Cum sărbătoresc cu oamenii de rând această sărbătoare de mare importanță, ne spun chiar ei. Este o sărbătoare, chiar astăzi acasă am sărbătorit așa ca un hram, cum se spune moldovenesc, în casă, cu de toate. Cu
fructele moldovenești, cu tradițiile de salamuri, de o zamă moldovenească, de la masă, toate cele. Într-adevăr, este o sărbătoare pentru noi. Noi sărbătorim tot și ziua independenței și ziua limbii noastre. Avem o limbă frumoasă, vorbim românește frumos. Nu uităm tradițiile niciodată. Acasă nu putem să stăm, fiindcă este interesant aici, sunt așa concerte frumoase făcute și mă bucur foarte mult.